sărbătoare, nu cele religioase, sigur că da, dar prima sărbătoare sub națională, așa s-a întâmplat să fie și așa trebuia să fie, ziua lui Eminescu fiind prima, și era firesc ca ziua culturii naționale să fie ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Vremea este frumoasă, este o vreme eminesciană, ne îndeamnă la reverie. Aș vrea ca să organizăm puțin acest moment de depunere de flori la statuia lui Eminescu. O să rog Consiliul Județean să depună buchetul de flori reprezentanții Consiliului Județean. N-am știut că Parlamentul are, e minunat că Parlamentul României are un buchet de flori pentru Eminescu, așa? Deci, reprezentantul Parlamentului, domnul Zisopol, care ne invită peste 9 zile la prezentarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza, care va fi amplasat aici la... Vă arătit că domnul Zisopol m-a strădat. Împreună. Nu, doamna, să zic, mergem. Thank you.
Vă rog. Și vă invităm în continuare la programele pe care instituțiile de cultură le-au organizat să participați la filarmonică, la teatru, la celelalte muzee, toți cei care au activități după amiază, sunteți invitați să participați. Vă mulțumesc tare mult! Vă aștept la curând pentru următorul eveniment. Sunt